Primește, Doamne, rugăciunea mea și miluiește-mă după mare mila Ta. Prea puternice și slăvite, Doamne Iisuse Hristoase, Tu care Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peștera din Betleem și ai fost vândut cu 30 de arginți de ucenicul Tău cel viclean pentru ca să ne răscumperi pe noi, păcătoșii, din mâinile diavolului. Din adâncul inimii te rog să te milostivești asupra mea, păcătosul, și să mă răscumperi pe mine din păcatul și greșeala mea. Dă, Doamne, iertare sufletului meu și ajută-mă să stau împotriva relelor trupului și ale cugetului. Primește, Doamne, această smerită rugăciune pe care cu lacrimi o spun către Tine. Eu mă întristez pentru că Te-am întristat, mă mâhnesc pentru că Te-am mâhnit peste măsură. Încă mă aduc pe mine Ție și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun, precum vei vrea Tu. Pentru că altul nu poate să mă vindece fără numai Tu, Dumnezeul meu și ziditorul meu. La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea. Fii milostiv din milostivirea Ta. Nu te depărta de la mine, care sunt neputincios și nevrednic. Nu lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale lumii și prin faptele mele cele necugetate să te mâhnesc cu gândurile cele rele și să te batjocoresc precum făceau vrăjmașii Tăi în vremea sfintelor Tale patimi, ci precum femeia cea păcătoasă ți-a spălat cu mir picioarele Tale, eu să te spăl cu lacrimile ochilor mei, pentru ca astfel să mă învrednice să aud și eu din gura Ta cea sfântă: iertate să-ți fie păcatele. Amin.